Adevăratul motiv, intenția noastră, planul nostru, scopul nostru în a face ceea ce facem sunt lucrurile care stau înaintea lui Dumnezeu și care constituie expresii ale adevărului despre noi. Nu ce facem reprezintă adevărul despre noi, ci de ce facem ce facem. Acest lucru reprezintă adevărul. Domnul Iisus Hristos vorbea de o clasă de oameni, numiți farisei, fie vechi, fie modern. Oamenii aceștia aveau ca principal motiv al religiei lor ochii lumii. Ei făceau aceste lucruri de ochii lumii. Aș dori să remarcăm un teribil și îndurerat vai din partea Domnului Hristos pentru cineva care de ochii lumii iese cu soția pe stradă și zâmbesc în dreapta și în stânga sau vin alături în biserică în timp ce ei nu sunt deloc alături. Toate aceste lucruri sfârșesc tragic și Domnul Iisus Hristos spune: vai de cei ce merg pe drumul ochilor lumii. Primele victime sunt cei din jurul nostru. Ei văd în noi o ființă neadevărată, o ființă cu două fețe, cineva al cărui Dumnezeu nu este în ceruri, ci al cărui Dumnezeu este propria lui imagine, lucru pentru care de ochii lumii face ceea ce face. Acești copii din jurul nostru, acești prieteni, cercul de oameni cei mai apropiați, vor pierde cu totul respectul și încrederea în mărturia noastră când vor constata că noi ceea ce spunem și ceea ce facem, facem sau spunem de ochii lumii. Această primejdie grozavă vatămă întâi și întâi propriul suflet. Pentru că în timp ce somnul rațiunii naște monștri, somnul conștiinței naște demoni. Aș vrea să marcăm însă un motiv cu mult mai înalt decât acesta. De ce ar trebui să trăim de ochii lumii și să nu trăim de ochii lui Dumnezeu? Ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul în mine. Ei au un medicament pentru răul din mine. Nu e nevoie să mă prefac în înger pe stradă sau la biserică în timp ce sunt diavol acasă. Nu e nevoie nici să fiu diavol pe stradă sau în biserică pentru a demonstra că sunt sincer și sunt același. Nu. Pot să fiu un înger adevărat. Căci acela care mă privește și ai cărui ochi nu pot vedea răul, poate curăți răul din viața mea și poate face din mine o ființă autentică. Aceasta să ne fie rugăciunea noastră astăzi. Doamne, ochii tăi care nu pot să vadă răul, să fie motivul umblării și viețuirii mele pe pământ. Și ochii tăi care nu pot să vadă răul, să cerceteze viața mea până când nu vor mai vedea niciun rău în ea.